În august, când am fost la Tulcea, am cunoscut un om deosebit care se ocupă cu apicultura. Președinta Asociației Crescătorilor de Albine din zonă, doamna Aurelia Chirilă, și-a întrerupt activitatea pentru o după-amiază și a plecat cu noi în Delta pentru a ne arăta și a ne vorbi despre albine în propria stupină. Mi-ați dat aici o pălărie de protecție, cum se numește ea? Masca apicolă. Masca apicolă, dar cred că o să mă apăr de țânțar la ora asta, căci albinele și-au așezat deja. Și-au mai încetat activitatea, Oricum, țânțarii sunt mult mai agresivi decât albinele. Noi facem o selecție riguroasă împotriva agresivității, deci din cauza aceasta putem să stăm în fața stupinei. De ce Delta? Pentru că la această dată calendaristică este singura zonă unde mai găsim un cules care poate fi și de producție. În față dumneavoastră vedeți, sunt plaurii, deci este plin de papură și de stuf. Printre aceste tulpine iese menta, busuiocul de baltă, care sunt niște plante melifere cu o producție de nectar remarcabilă. Și v-am mai spus, dacă nu facem producție, deci nu recoltăm miere marfă, atunci avem cel puțin rezerve de iarnă de foarte bună calitate, suficiente, și o albină pregătită mult numeric, da? Și pregătită pentru o iernare chiar îndelungată, pentru că ați văzut lunile martie-aprilie sunt niște luni reci, când albina de iarnă abia reușește să se schimbe. E, acum, dacă au toate condițiile de cules de polen și de nectar, vom avea albine multe, albine tinere, care vor asigura producția și dezvoltarea biologică a familiei în următorul an. Aici mi-ați spus că sunt tot felul de flori, sunt importante, nu? De exemplu, cea albă? Este sulfina albă, care se găsește în vegetația spontană, de altfel tot ce aveți în mână și tot ce este și în fața noastră, toate aceste specii fac parte numai din vegetația spontană. Multitudinea, varietatea acestor specii asigură calitate și la păsturii și polenului și mierea. Cu cât sunt mai multe plante, cu atât avem mai mult polen de mai multe feluri, cu mai mulți aminoacizi, mai diferiți, și calitatea păsturii și a polenului este mult mai favorabilă lor. Deci ele la ora aceasta își fac treaba acolo, nu se opresc, nu se odihnesc în stup. Că ai spus că au intrat, unele fac curățenie, unele... Niciodată, pentru că acest nectar este depus la ora aceasta și cam mereu în puiet, deci pe lângă celulele cu puiet își depun nectarul, el este ventilat, se elimină apa din el. Stați puțin, cum adică e ventilat? Dau din aripioare? Da, așa, da, în funcție de cantitatea de nectar culeasă, ventilația este mai mare dacă avem nectar mai mult și dacă el este și mai apos. Și totodată au loc și maturarea, transformarea de la nectar în miere se face prin procedee fizico-chimice. Fizic ar fi eliminarea apei, chimice, în urma enzimelor amestecate cu nectarul, se produce disocierea glucidelor și, mă rog, este un întreg proces. Nu, așa cum ni-l povestiți dumneavoastră, pare foarte simplu. Până se ajunge la umiditatea de 18%, umiditate la care albinele îl iau, îl depozitează în partea superioară a fagurelui, căpăcesc această miere și constituie rezerva lor de iernare sau producția noastră, depinde ce alegem. Ce e aia căpăceala? Căpăceala este efectiv un capac pus celulei de hrană făcut din ceară. Deci totul e producția lor, care în componența lui are și o peliculă de propolis care asigură conservarea. Deci propolisul nu sunt bobițele alea mici.
Sunt și bobițe mici, pentru că propolisul este unul vegetal, albina alia, și îl prelucrează destul de greu și are o cu totul altă compoziție chimică propolisul din stup. Deci albina are o contribuție. La... Deci e ca o fabrică acolo. Absolut, o fabrică e tot, dar foarte bine organizată, fără ședințe. Și păstura? Fără ședințe. Păstura este nectar, polenul cules de albine, depus în celule, la fel ele îl duc în celulă, îl împing cu capul până iese tot aerul, iar în momentul în care ajunge la 3/4 din capacitatea celulei, se opresc. În această perioadă au loc o serie de procese, la fel fizico-chimice, biochimice, care duc la transformarea polenului în păstură, care e tot un produs proteic, dar cu o altă compoziție chimică și care constituie hrana proteică a albinelor primăvara, când începe schimbarea albinei de iernat cu albina tânără, de care va duce stupul mai departe. Care este cea mai bună miere? Din punctul meu de vedere, toate. Pentru că fiecare dintre ele se adresează unei anumite afecțiuni, mă refer la efectul lor terapeutic. În general, consumatorii o preferă pe cea de salcâm, pentru că este singurul sort care nu cristalizează și are un aspect fin. Da. Da. Și se spune că e bună pentru căile respiratorii. Dar mi-a spus cineva că pentru inteligență ar trebui să iau miere de rapiță. Mă rog, sau pentru cine? Eu cred că mierea de floarea soarelui, pentru că are un conținut mai mare de lecitine. Mierea de rapiță conține rezorcină, un produs, o substanță chimică foarte importantă pentru metabolismul celular. Deci, în general, mierea este bună. Doamna Chirilă muncește pe brânci, are foarte mulți oameni în asociație, cărora le stă la dispoziție 24 din 24 de ore. Le dă sfaturi de specialitate, îi învață cum să facă proiecte pentru finanțările europene și cum să și le managerieze. În plus, este prinsă în tot felul de proiecte de cercetare, participă la întâlniri internaționale și se ocupă și de propria stupină. Și n-ar schimba nimic din ceea ce face pentru că îi place. Asta este viața domniei sale și vrea să lase în urmă lucruri importante pentru apicultura românească. Noi la județul Tulcea și eu mai lucrez și în alte județe, chiar foarte multe proiecte avem și pe mai multe măsuri, nu numai cele obișnuite 141 și 112. Avem singurul proiect pentru însămânțarea artificială a măcilor la Ciucurova, pe măsura 312. Eu și cu echipa de acolo am mers în Germania la specializare pentru însămânțarea artificială a măcilor. Și nu trebuie să încheiem fără să spunem că vă pregătiți și să faceți o... Proiectul pe 1, 2, 3, da, pentru asociație. Noi am achiziționat un teren pe filială și acum am obținut certificatul de urbanism pentru laborator chimic pentru determinarea calității materiei prime și ne pregătim în continuare pentru stație de procesare și depozitarea mierii. Eu vreau să vă spun că este o susținere financiară fără precedent. Am făcut apicultură și înainte de 89, fac și acum. Sigur, trebuie să îndeplinești niște condiții. Și trebuie să le și respecti. Absolut. Și viața asociativă are acest rol de a-l învăța ce să facă, cum să facă, cum să abordeze aceste forme de sprijin, cum să se conformeze, cât timp trebuie să-și mențină exploatația pentru ca să nu aibă urmări negative, nu? Dar având în vedere condițiile naturale ale țării noastre, nu uitați că noi suntem medaliați cu aur la toate sorturile de miere, așa, apicultura în care loc să se dezvolte. Mulți dintre apicultori se plâng că anul acesta este dificil, că au avut multe pierderi din cauza vremii atipice.
Însă doamna Chirilă a fost ocolită de ghinion și este mulțumită, de exemplu, de recolta de 30 de kilograme de miere pe familie pe care a obținut-o la culesul Latechi. Apicultorii au avut niște pierderi moderate, v-am spus, generate nu de boli, ci de greșeli tehnologice. Aha. Însă aici aș spune că trebuie o mai bună orientare în alegerea locului unde faci culesul. Mai trebuie o atenție la recoltarea mierii, să nu te grăbești și să recoltezi ceva care nu este miere, pentru că la umiditatea de peste 22% nu mai avem de-a face cu miere. Și un lucru care l-am observat în ultimii ani, o mai bună comunicare și colaborare chiar și între apicultori.